Hei, 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 salutare dragilor, Afgă aici cu un nou episod din Plants vs. Zombies. În primul rând vreau să vă arăt aici la Zen Garden că am hrănit toate plantele. Le-am hrănit pe toate cu apă. Vreau pe astea două să le facem împreună cu îngrășământ. Ok, tu ai trecut la următorul nivel. Nu vreau asta. Iertați. Așa, tu... Două diamante, perfect. Asta e bine. Ok, și aș mai vrea să mai vând puțin din plante, aș vrea să mai vând din ele și anume să... Pe tine te iau de aici, pe tine te pun sus. Pe tine te iau de aici, așa, te pun sus. Vreau să rămân doar cu jumate din plantație. Aia mi-a dat aur. Pe tine vreau să te vând, pe tine aș vrea să te vând. Vreau să vând marigoldurile care cer fâs-fâs, din ăsta care e scump. Și nu aș vrea să îl dau, mai degrabă le vând. Și rămân cu un strat. Ia, tu dacă vii aici. Cred că e ok, nu? A, nu, mai are nevoie asta, asta și asta de un loc. Ok, tu vin cu aceea și ești înlocuită de tine. Tu? Așa. Și încă una, nu? Ca să încape... Să încapă asta. Ok. Bănuț de aur. Ok. Ok. E totul bun. Ne ducem aminte. Astea costă 2000 jumate. Deci marigoldurile costă 2000 jumate. Mă costă la un moment dat niște îngrășământ. Ca să le fac mari. De două ori mă costă, deci îngrășământul dacă costă 5, 750, 150 bucata, deci 2800 și ele oricum îmi dau bănuți și le vând cu, ia, cu 3000. Bun, hai să facem afacerea asta. Am primit? Am primit sau nu am primit? Încă o dată. Deci am 30.420. 33. Ah, bun. Le primesc. Yes. Ok. Și cu ocazia asta putem să împrospătăm Zen Garden-ul. Ok. Luăm și bănuții ăștia. Și hai să ne jucăm și niște jocuri. Intrăm în Adventure și mai jucăm... Eu zic să jucăm câteva episoade, niște adventure, că n-am mai jucat adventure de foarte mult timp și trebuie să ajungem la piscină neapărat. Uite, luăm soare ca să avem energie, luăm sunshroom, ok? Vrem niște pușcoci, niște pușcoci mai puternici, niște atacanți, care atacanți bușteni, care să facă atacanții mai puternici, și niște panică. Și dacă tot suntem pe noapte, hai să luăm panica asta dublă. Că e dublă. Dumblă. Dumblă. Bun. Cred că stăm foarte bine. Cred că nu ne lipsește nimica. Putem să-i dăm drumul. Hai să-i dăm drumul. Să vedem ce se întâmplă. Că vorbim prea mult și facem prea puțin. Bun. Trebuie să ținem minte asta. Tot timpul când avem noapte, e bine să luăm... Acea ciupercuță care mănâncă sicrie, ca să nu ne mai apară de acolo răutățurile. Dar eu zic că acest nivel va fi relativ floare la ureche. Sau poate, nu știu. Ok, deja trebuie să strâng bănuți. Îl iau pe ăsta, îl iau pe ăla. Vedeți voi, nu mi-am luat pătlăgica aia mică care să facă ravagii. Raids. Hai, încă unul. Încă unul. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. M-au făcut ăștia. Ok, hai să-l restart. Hai să vedem cum facem mai bine. Trebuie să... Fiind pe noapte, cred că urlați voi la mine de numai. Asta că e gratis, nu? Puff Shroom.
Aici am greșit foarte tare. Bun, următoarea chestie. Gravebuster. Foarte important. O panică și după aia atacanți. Ok, și încă o panică mai masivă sau... Nu, eu zic că e ok. Putem să mergem la atacanți dubli. Nu, sărim direct la atacant dublu și luăm o panică mai masivă. O luăm pe aceasta. Bun, hai, acum nu mai avem cum să dăm greș. N-am mai jucat de foarte, foarte mult timp și am uitat de atacantul gratis pe timp de noapte, nu? E firesc, e normal. Dar am jucat foarte multe minigame-uri în ultimul timp și ca atare se compensează. Vom juca acum foarte... Nu foarte multe, mai multe... Uite, tu vii aici, a? Mai multe nivele din acestea pe noapte. Suntem la 2 cu 2 și trebuie să ajungem la 5 cu 10. Să-l bătem din nou pe Ober Mare Boss-ul. Bun, chestii gratis am pus. Hai încă una gratis acum. Ție-ți cade capul? Ok, ți-a căzut și capul. Hai pe tine să te pun aici. Și continuăm cu economia. Așa mai merge. Chestia de mai devreme a fost... Se putea evident și mult mai bine. Dar îți cade capul? Cade? Bun. Ah, dacă îl puneam puțin mai decalat. Puțin mai decalat. Da. Acum cred că nu vom mai avea nicio problemă. Te pun deja pe tine. Tu cred că o să pici cu ăsta. Așa. Și acum așa. Mi-a fost puțin frică de cititorul ăla de ziare. Hai și tu aici. Mai punem niște economie. Și uite, deja i s-a îndoit coiful. Bun, ăla n-are nicio problemă. Tu o să ai aici puține probleme, se pare. Vii tu aici și cu tine aici. Am terminat cu economia. Ceea ce mă bucură foarte tare. Deja putem să băgăm atac masiv. Atac masiv. Hai tu vino momentan aici, ca să știm o treabă. Ăla. Bun, primul atac masiv va veni pe rândul 2. Tu vii că ești gratis aici. Și băgăm un atac masiv. Uite, cu ăsta și cu ăsta. Atac masiv aici. Tu vii aici momentan, că ești gratis. Ăia gratis sunt foarte, foarte tari. Nu știu cum am reușit să-l uit pe nenea gratis. Ok, bănuțul. Și avem un atac masiv. Ne trebuie pe mijloc. Un nervos. Și care vine încă... A, mai trebuie încă un mini soare. Uite-l. Tu vii aici. Super! Tu vii gratis aici. De ce nu? Și avem 5 ciupercuțe care sunt upgradate la maxim. Gratis aici. Ok. Hai că stăm bine. Avem, uite, vine primul val, avem 3 valuri puternice. Ceea ce ne înspăimântă puțin de tot. Ok, primul val puternic nu ne-a dat nimic din sicrie. Și ne-am mai liniștit puțin. Ok, acolo e ok, de ce nu? Tu, vii aici, luăm bănuțul ăsta. Ce e acolo sus. Ia vină tu așa și strivește-l pe ăla. Ok, așa. Și mai vine încă unul. Dar măcar aici avem atac masiv. Mai băgăm un atac masiv pe partea lui, pe rândul 2, pe frontul cu găleata. Atac gratis... Unde? Hai aici momentan. Că tot îl am. Ăsta și ăsta. Și tu vii aici. Ok, sus e pericol. Dar avem un dovlecel care ne poate ajuta. Tu vii aici că ești gratis. Mai bine îl punem unde am încercat prima oară. Hai, vino așa. Ok. Deja
prinde culoare și prinde formă și ne bucurăm. Ia vină tu așa, hai, tu ai picat, gata? A picat nenea cititorul. Tu vii aici că aici n-avem nimica. Super! Și stăm foarte, foarte, foarte bine. Aș putea să stăm... Am putea să stăm și mai bine dacă am scăpat de ăștia. De sicriile acestea care ne vor da inamici în plus. Și decât să ne riscăm, le luăm cât mai repede. Bun, 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 bun. Bun, 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 bun. Bun, 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 bun. Super! Așum, așum, așum. Aoleu, ăsta e aici jos, nu l-am văzut. Hai, vină și mănâncă aici un sicriu. Aha, aha, aha. Ok, acolo e pericol. E mare pericolul. Vină tu aici și mănâncă-l pe ăla de sus. Bun. Hai că ne-am descurcat binișor. Gratis. Punem unul gratis acolo sus. Un puff shroom. Trebuie din când în când să ne aducem aminte de nume, fiindcă sunt atâtea de... Ok, tu. Un, doi, nu, 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 tu aici. Și cu gratisul aici. Nu mai apar morminte, ceea ce ne bucură foarte tare, dar sunt foarte, foarte mulți. Hai că... De ce să mă risc când pot să accelerez puțin jocul? Poate mai încape încă un episod, nu? Hai tu aici așa. Hai tu aici. Bun, acum, pe tine te iau de aici că ai fost gratis, dar mi-a plăcut de tine, dar te-am înlocuit cu unul mult mai bun. Tu vii înapoi gratis aici. Așa, acolo stăm bine, stăm bine. Și urmează încă un val puternic. Încă unul puternic urmează. Ok, hai că mai am bani de unul de ăsta. Te pun aici. Și de îndată ce se încarcă, pot să mai înlocuiesc încă unul, dar tu fiind gratis vii aici. Bun, bun, bun. Hai să te pun pe tine jos. Aici. A, ce bine stau. Stau foarte bine. Chiar cred că... Cred că o să-i fac față super bine. Tu te înlocuiesc pe tine aici. Uite, aici un bănuț. Și tu vii gratis aici în față pe front. Bravo! Bravo! Cred că l-am rezolvat și pe acest nivel. Mai avem încă puțin și începe ultimul val puternic. Ultimul din cele trei. Așa, hai tu gratis aici o dată. Pe tine te înlocuiesc aici cu tine. Bun! Și încă un gratis aici. Perfect! Și dacă mai reușesc să-l înlocuiesc și pe acesta, ceea ce se pare că pot... Da, poți. Bun, iar tu aici. Și aș putea să pun și țepi la un moment dat. Hai să pun și... Ia uite ce am făcut. Bun, am pus din greșeală altceva decât țepi. Dar acum țepii ăștia fac și ei damage. Ok. Ar fi drăguț dacă aveam un buton din ăsta, cum avem, de exemplu, în Defense Grid, să accelerăm treaba, să se vadă mai bine cum stăm, băgând viteză, dar am primit sacul cu bani, 250 de bănuți, mai primim bănuți și de pe mașinile de tuns iarbă. Și la următorul va fi cu ușa. Acesta va fi următorul. Dragilor, haideți să mai hrănim main menu, să mai hrănim puțin copacul, să vedem cine mai zice copacul, că la copăcel n-a mai fost de mult. De unde? A, de aici. Ok, câți bani avem? 46.000. Ce am mai vrea noi să mai cumpărăm? Am vrea să mai cumpărăm, de exemplu, pe tine trebuie să te cumpărăm. Ok, pe tine 50.000, 53.000. 53.000.
pat cu 6.000, hai să te iau pe tine, că ești foarte scump. Ok, și de restul să cumpărăm îngrășământ de copac. Hmm? Cum sună? Sună bine? Hai că iau... iau două. Iau doi saci de îngrășământ de copac. Două unități. Și pentru asta mergem la... Pot să dau click direct pe copac? Nu, asta nu e copacul. Stai că am dat click aici pe achievement. Zen Garden. Și mă duc la copac. Bun, hai să vedem ce ne mai zice. Vă țineți bine? Am primit o frunzuliță. Are you hoping for a fine Zen Garden? I bet my... The most luck. Aha, deci plantele de apă pentru Zen Garden le primim cel mai probabil din nivelele cu piscină. Și încă un fertilizator. Ia să vedem, încă o hrană de copăcel. Have you noticed that Gargantua sometimes use other zombies to bash your plants? Whatever works. Deci ai observat, și nu, n-am observat, dar ați observat voi la un moment dat și mi-a plăcut asta. Gargantuans, acei zombi puternici, mari și fioroși, unde sunteți voi, pardon, nu de aici, de aici. Alo, așa. Deci Gargantuar ăsta, uneori, în loc de stâlpul de telegraf sau un stâlp de circulație, un indicator, folosește alți zombii pentru a-ți strivi plantele. Și asta la un dat ați observat voi, eu, probabil acolo, în plină acțiune, nu mi-am dat seama. Dar cert e că ăștia folosesc și alți zombii. Iau unul de pe lângă el și strâng în plantele mele. Nu se referă la ăsta micu cu catapultatul, se referă direct la arma lui de a strivi plantele. Da, dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem în următorul episod. Numai bine, pa, pa!